Fotoliul cu ghimp. La fotoliul cu ghimp, câți kilometri de drum? Să se lege omul la ea, să-și o bage în casă și să nu fie portabilă. Ok, păi și atunci ce-i cu adresa? Cât a costat? Adrian Simon. Adrian Simon e numele meu, rămâneți în continuare cu Capital TV. Bun găsit, stimați spectatori, la o nouă emisiune în fotoliul cu ghimpi, aici în studioul Capital TV. Sunt Adrian Simon, împreună cu mine este tânărul primar al comunei Șoimuș, domnul Irimie Mihai Gabriel. De ce zâmbiți, domnule Irimie? Am spus tânărul, ce spuneți, tânăr. Da, tânărul, da. Vă mulțumesc pentru invitația dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră și vin cu drag de fiecare dată. Acum, asta cu drag rămâne de văzut. Ați văzut că vin la toate de fiecare dată când mă invitați. Așa este. Veniți și sunteți un tip deschis, ceea ce apreciez. Și când am spus tânărul, n-am spus-o la modul zeflemitor, ca să zic așa. Chiar te-ți un primar tânăr și asta este foarte bine. Da, mulțumesc. Lângă faptul că te-ți un primar tânăr, aveți, din câte știu eu și din câte am observat, și foarte multe idei, dar nu numai idei, că ideile astea se concretizează și se și materializează, ca să spun așa, în comuna Șoimuș. Aveți noastră, ați fost printre primii din județ, că acum e la moda aia cu I love, nu știu ce. Ați fost printre primii din județ care ați scos chestia cu Ai, Inimioara și Șoimuș. După aia am început și alții. Văd că și la Deva e cu Ai, Love Deva, I Love, I Love. Bun, foarte bine, foarte frumos. Dar pe lângă asta, Șoimușul în ultimii, nu știu, 8 ani de zile a crescut. A crescut din punct de vedere al investițiilor, al infrastructurii, deși a fost deranj, deși și este în continuare, da, că încă lucrăm. Deși v-ați luat, cum să spun, v-ați și luat-o. Dușul de v-ați rigoare. Luat dușurile reci. Bun, dușurile reci uneori sunt bune, știți, da, alternative, da. Așa. Totuși, lucrul ăsta n-a fost, nu v-am împiedicat să mergeți mai departe. Suntem în 2021. Dumneavoastră sunteți un primar liberal, ceea ce înseamnă că teoretic cel puțin ar trebui să aveți un sprijin guvernamental liber și liberal. Acum nu știu cât de tare se concretizează chestia asta și la Bănuți. Eu rămân la părerea mea pe care mă uit-o dintotdeauna, că nu contează până la urmă din ce partid faci parte. Banii trebuie să vină, că nu vin pentru primar, vin pentru comunitate. Da, și asta este o poveste foarte lungă și foarte alambicată. Uneori se dovedește că nu este așa. Deci, cum sunteți în 2021 vis-a-vis de investițiile în comuna Șoimuș? Cum începeți să le duceți? Cum continuă ele? Ce probleme aveți? În proiecte în derulare, care le-am început de anul trecut, o parte chiar de acum 2 ani, care trebuie să le finalizăm o parte anul ăsta, o parte anul viitor. Pe lângă asta, proiectele de derulare sunt proiectele de apă și canal în toate satele din comuna Șoimuș. Proiecte grele și proiecte care eu mi le-am asumat, pentru că nu e ușor să îți asumi să spargi toată comuna înainte de alegerile locale, înainte de un război politic, să zic, război între ghilimele, o luptă politică cu un candidat care caută orice groapă și orice, și nu numai un candidat, că au fost mai mulți. Dar știți cum este, proiectele sunt contratimp și când vrei să faci ceva pentru comunitate, nu te prea interesează părerea contracandidaților, că oricum candidații apar în campanie și după care dispar. Asta se întâmplă în general. Dacă tu faci lucruri bune pentru comunitate, lucrurile alea
în momentul când vor fi, se transformă din vorbe în fapte, cum spuneați mai devreme, oamenii vor aprecia. Și pe zi ce trece, din vorbe sau din promisiuni sau din discuții care le-am avut, le transformăm ușor, ușor în fapte și oamenii apreciază lucrul ăsta. Proiectele în comuna Șuimuș nu se opresc aici, adică după ce terminăm apă și canal vom sta pe loc. Nu. Deja am depus cerere la Compania Națională de Investiții pentru un proiect de drumuri, infrastructură rutieră. Am și primit adresă din partea Companiei Naționale de Investiții că am fost prinși pe lista sinteză cu investiția noastră. Urmează să depunem toate documentele necesare pentru a face licitația Companiei Naționale de Investiții și sper că până la sfârșitul anului acesta se va face și licitația pe aceste drumuri. Este vorba de un proiect destul de important, un proiect mare și important pentru comunitate, adică vom asfalta în proporție de 80% toate drumurile din comuna Șuimuș. Adică după ce am... 98%? În jur de 80%, da. A, 80%. Deci... Asta e bine sau e rău, 80%? E bine. E bine, pentru că ce se întâmplă? Infrastructura rutieră a fost făcută acum mulți ani sau nu a fost făcută deloc. Noi am intervenit pe toate drumurile cu introducerea rețelei de apă, canal, gaz. După ce am spart străzile și am introdus rețele de apă, canal, gaz, normal că chiar și unele zone am dus și curent electric. Ați făcut extinderi. Extinderi de curent electric. După ce am făcut aceste lucruri, normal că infrastructura a fost afectată a drumului și atunci trebuie să venim cu infrastructură nouă. Dar la mulți le-am explicat și vreau să le mulțumesc cu această ocazie cetățenilor care au înțeles lucrul ăsta, pentru că era absurd ca să facem o asfaltare, după care să venim cu rețeaua de apă, după care făceam din nou asfaltare, spărgeam din nou cu rețeaua de canalizare. Ne-au înțeles că vrem binele comunității și că nu cheltuim bani inutil. Pentru că toți banii erau aruncați pe geam, adică efectiv nu mergeau în direcția în care erau folosiți util. Au înțeles oamenii, am discutat cu fiecare în parte, eu sunt un primar deschis, discut cu toată lumea, nu mă feresc de a comunica cu oamenii și cred că asta e normalitatea între o administrație locală și oamenii care i-au ales, care au ales această administrație. Nu mă feresc de oameni, nu fug de oameni, încerc să fiu cât mai aproape de ei și să iau legătura din ce în ce mai mult cu oamenii, chiar dacă perioada asta cu pandemia nu m-a lăsat să, cum îmi place mie, să fac întâlniri cu ei la căminele culturale, să prezint situația primăriei, să-mi prezinte problemele pe care le au. Din păcate nu ne-am putut întâlni, dar avem metode de comunicare, adică internetul și paginile de Facebook, pagini de socializare, WhatsApp și tot absolut. Deci care sunteți foarte digitalizat, ca să spun așa. Sunt digitalizat pentru că în lumea asta trăim, adică îmi trimit poze automat, eu văd despre ce e vorba, încercăm să găsim soluții rapide, să rezolvăm problemele. Suntem într-o continuă comunicare, chiar avem un grup pe WhatsApp cu un serviciu tehnic de intervenție în caz de probleme. Dau exemplu, inundații sau alte probleme, un serviciu SVSU să îi spune, serviciu de voluntariat pentru situații de urgență și în momentul în care avem o problemă, automat intervenim și sprijinim oamenii. Deci noi ca administrație locală suntem aproape de oameni și cred că comunicarea asta și apropierea asta între noi și oameni e benefică pentru dezvoltarea comunității. Bun, asta este foarte bine. Sunteți și prima primărie din județul Hunedoara care a desființat poliția locală. Văd că vă tot uitați în partea aia. E o crimă care, nu știu, scoate niște sunete ciudate, dar nu cred că se audă pe emisiune. Da. Ați desființat poliția locală. Da, am desființat poliția locală. Din ce motiv? Pentru că în momentul acesta nu mai era eficient. Noi avem o secție de poliție națională chiar în, lângă primăria Șuimuș, unde sunt peste 15 sau 20 de agenți de poliție. Nu cred că mai era eficientă și poliția locală. Unii m-au acuzat că ce fac cu banii. Uite,
noi cu banii care rămân facem investiții și cred că v-am și trimis câteva imagini cu investițiile pe care le facem, cu podețe, drumuri, asfaltări de drumuri, cămine culturale, reparație și renovări de cămine culturale, adică banii îi folosim în interesul comunității. Nu îi lăsăm consumați inutil. Chiar nu mai era necesar acest serviciu și am considerat că e momentul să îl desfințăm. Chiar zic unii că l-ați desfințat pe criterii că nu vă mai plăceau cei care erau angajați poliției. Nu e adevărat. Nu, chiar. Asta trebuie să vă întreb. Bun, acum știți cum este. Suntem la fotolul cu Ghim și normal păi să mă întrebați. Da. Nu e adevărat, pentru că nu am avut nicio problemă cu ei personală, adică eu cu ei ca oameni. Am avut problemă cu serviciul respectiv. Oamenii, ei se pot reangaja. Avem deja unul dintre ei s-a și reangajat la societatea Consiliului Local pe șantier. Celălalt am înțeles că și-a găsit alt job la Deva, la am înțeles că undeva pe la tribunal electrician. Adică fiecare se duce pe drumul lui. Noi avem și astăzi, putem să angajăm, mai este încă unul, dacă trei au fost, dacă vor să vină, vrea să vină să angajeze, locuri de muncă sunt. Dar, din punctul meu de vedere, cheltuiala aceea cu acei angajați era inutilă. Odată că plecau bani din bugetul local, pe lângă asta era nevoie de echipamente, urma să cumpărăm și o mașină care am investiția respectivă din mașină pentru poliția locală, am transformat într-o camionetă pentru... Camioneta pe care ne-ați trimis niște fotografii. Da. Cea din imagine? Da, camioneta din imagine care hai v-am trimis. Putem vedea imaginea. Dacă... Adică ne gândim să fim eficienți pentru cetățeni și să cheltuim banii. Asta? Da. Așa, și din banii pe care i-ați economisit cu poliția locală ați cumpărat asta? Nu din banii care am economisit. Aceasta este camionetă luată pe gal. Dar puteam, deci era în discuție să facem investiție, să luăm o mașină pentru poliția locală. Și desfințând poliția locală, am luat această camionetă pentru serviciu de gospodărire comunală. Care, deci faceți treabă cu ea comună. Adică facem treabă cu ea comună. Așa trebuia să luăm o auto specială pentru poliția locală, care era o cheltuială inutilă. Nu avea nicio eficiență, fiind în curtea primăriei 5-6 mașini de poliție. Adică, haideți să fim serioși, fiind secție acolo, chiar nu mai aveam nevoie de încă o investiție de genul ăsta. Și am schimbat treaba asta. Discuțiile cu poliția... Apropo de lucrul ăsta, mă iertați, n-are legătură cu misiunea. Dar la noastră din comună e agentul care a dat amenda bățurnicii aceleia cu masca, a fost câștigată la tribunal, știți povestea? Nu știu. Bă, ok, în regulă. Înțeles că e unul cu foarte mult zel sau un exces de zel pe acolo. Șefii lui trebuie să-și facă treaba și să le mai taie din excesul de zel. Da, acum și excesul ăsta de zel trebuie să fie și motivat, dar și legal în același timp. Nu știu, noi trebuie să mai gândim, din punctul meu de vedere, cei care lucrăm în interesul cetățenilor ar trebui, pe lângă lege, să mai gândim și un pic cu sufletul, chiar un pic. Nu foarte mult, dar trebuie să gândești cu sufletul. Cel puțin poți... în cazul politicilor din mediul rural. Da, adică nu știu dacă e cazul să ne aruncăm. Și în primul rând trebuie să conștientizăm că suntem plătiți din bani publici și că trebuie să respectăm cetățeanul așa cum face el de greu banii. Important e că își plătește impozitele, taxele și că dacă ei n-ar contribui, noi, cei din administrația publică, n-am avea din ce trăi, da? Asta cred că mai durează până când conștientizează toți cei care lucrează în administrația publică, locală și națională. Mai avem niște imagini din comuna noastră, dacă regia este pregătită, să începem să le vedem și să discutăm despre ele. Ce avem acolo? Aici sunt reabilitarea drumurilor din Fornădie, Bălata, Șoimuș, Chișcădaga, o parte din drumuri care le-am început de anul trecut. Și anul ăsta finalizăm acest proiect. Drumuri care era necesară reparația lor. Aici unde am asfaltat sunt finalizate lucrările de introducerea apei și canalizării și gazului. Nu mai urmează a fi sparte. Am înțeles. Asta unde e? Pe drumul aici spre... e la Fornădie. Aici în Fornădie, aici în Bălata.
Aici sunt poze și din timpul lucrărilor, nu doar lucrări finalizate. Aici este la Șoimuș. A, deci v-ați extins pe mai multe localități, nu? Da, și în Chișcădaga avem, cred că nouă. N-ați făcut o localitate și pe alta ați lăsat-o? Păi eu am nouă copii, nu sunt, nu am numai un copil, satul Șoimuș. Aveți nouă copii, nouă sate. Aha. Fiecare copil trebuie avut grijă de el în felul lui și cred că am demonstrat de-a lungul timpului că nu am făcut diferență între sate și că am încercat să le dezvolt și să le aduc pe toate la același nivel în cel mai scurt timp. Din păcate, diferența a fost făcută de vechea administrație locală, care pe unii a tratat ca prioritar și pe alții a lăsat mai în urmă. Și atunci cei care au rămas mult în urmă, acum mai mult de lucru acolo, ca să-i aducem la nivelul satelor de centru, cum s-ar zice, cum e Șoimuș, Bălata, Bohol, care sate și Bejanu, așa a fost înainte și acum la fel îl tratăm și muncim foarte mult în satele Căinel, Fornădie, Sulighete, care au fost lăsate, Păuliș, care au fost lăsate mai în urmă. E, acum satele astea nu sunt foarte departe de municipiul Reșeiță, de județ, deci ar trebui să fie destul de dezvoltate sau ar fi trebuit. Ce să vă spun, în afară de rețeaua de gaz, noi n-am avut nicio utilitate în Șoimuș. Trebuie să o recunoaștem lucrul ăsta, ce, să ne tot ferim și să ne tot ascundem. În 8 ani de zile am reușit, cu ajutorul Dumnezeu și cu implicarea tuturor angajaților din primărie și implicarea mea și toți factorii care am avut pe lângă noi, am reușit să aducem bani și să introducem aceste rețele care sunt foarte importante pentru dezvoltarea comunității. Și vă și spun de ce. În 2013 am avut câteva întâlniri cu câțiva investitori pentru a aduce în comuna Șoimuș și prima întrebare care mi-au pus-o a fost următoarea. Utilități? Ce utilități aveți? Păi nu avem. Păi noi avem nevoie de utilități. Pentru că nu putem să facem puțuri ca firme, ne costă foarte mult, trebuie să fie autorizate. Trebuie să avem încălzire, da. Trebuie să avem apă. După aia, la fose, avem o grămadă de nebunii cu garda de mediu pe fosele septice. Și au zis, noi avem nevoie de utilități. Dacă vreodată o să le aveți, ne contactați. Și vă spun că deja am început să-i sun și câțiva chiar sunt interesați și o să vină în comuna Șoimuș. Există și câteva imagini de prezentarea comunei Șoimuș, nu le-am la îndemână acum, dar există o zonă industrială acolo, care se pretează de fapt la o fi o zonă industrială. Avem mai multe zone. Una este lângă sensul giratoriu, unde cel mai mare avantaj al dumneavoastră este că aveți descărcarea aia la autostradă. Adică da, este un mare avantaj care trebuie fructificat în timp, dar încă o dată vreau să revin la treaba asta. Degeaba avem coborâre la autostradă dacă nu ai utilități care investitorii să poată fi legați la ele. Pe lângă rețelele de apă canale trebuie gaz, le trebuie curent și atunci am stabilit că în zona între Șoimuș și Bălata am făcut o zonă industrială pe aproape 400 de hectare. Zona respectivă este terenurile sunt ale oamenilor. Acolo fiecare investitor care vine în zonă va trebui să discute cu cetățenii și care vor să închirieze, alții să cumpere. Deci noi ca primărie putem să facem dialogul ăsta și să-i punem în discuții cu cetățenii, dar vreau să le spun că în zona respectivă între Șoimuș și Bălata au apă, au canalizare, au curent, rețea de 110 unde se pot racorda, este rețeaua a Deva Gold și sunt convins că o să-i lasă să racordeze dacă au nevoie de curent. Pentru că în momentul de față Deva Gold, când a trecut pe acolo, ne-am avut o discuție de principiu pe tema asta. Au rețeaua de gaz în zona respectivă, deci au toate condițiile pentru a se dezvolta zona ca și parc industrial. E o zonă pretabilă pentru așa ceva, e pe loc drept, adică nu trebuie să vină cu investiții în terasamente și în alte lucruri. E o zonă chiar foarte bună din punctul ăsta de vedere. Au început deja să cumpere terenuri, deja au început să construiască hale. Asta înseamnă că vin și oameni, persoane fizice care se mută în comuna dumneavoastră. Asta vin, da, vin. Deci noi emitem cam 3 autorizații pe lună. Am avut perioade când emiteam și 2 autorizații de construcție pe săptămână, după care, deci media e undeva la 3 autorizații pe lună, 3-4 autorizații pe lună. Da, e foarte bine pentru comunitate, e bine pentru noi, pentru că
cum să vă zic, în momentul când oamenii vin și nu pleacă, înseamnă comuna se dezvoltă. Pe lângă asta, facem un mare pas care, vorba aia, eu cred că se face odată la 100 de ani. Facem întăbularea gratuită, adică fiecare teren din comuna Șoimuș va avea proprietar. Suntem în plină de desfășurări. În acte, adică în acte, vor fi actele puse la punct. Vor fi actele puse la punct. Pentru prima dată, cum să zic, când am atacat problema asta cu terenurile, a fost destul de greu. Suntem în plin program de măsurare și de colectare de documente. Vreau să le mulțumesc cetățenilor că au colaborat, foarte bine au colaborat cu noi. E și interesul lor. Da, mai sunt câțiva care încă nu cred că se va întâmpla, încă... Mie îmi pare rău că au astfel de idei, pentru că eu cred că am demonstrat de-a lungul timpului că ceea ce am promis am și făcut. Nu m-am ținut de promisiuni electorale în timpul campaniei și după m-am pus pe saltea și am dormit. Deci eu le garantez cetățenilor că până anul viitor, în primăvară, vor avea toți CF-uri pe terenurile lor. Toți adică extras CF. Toți cei care vor veni la colectare, la măsurare și la depunere de documente. Problema este în felul următor. Au fost persoane care au avut două parcele de teren declarate la primărie. Acum au 22 de terenuri declarate la primărie. Adică și pentru primărie, primărie e un pic mai bine, pentru că ușor își declară proprietățile. Avem foarte multe case care n-aveau procese verbale de recepție la terminarea lucrărilor, neînchise, ele stăteau în aer, neîntăbulate. Acum reglăm lucrurile, o să intre la impozite, nu erau declarate. Noi, că mulți spuneau, băi, nu mereți să vă declarați terenurile, că ideea care e? După ce declarați terenurile, să vi le impoziteze. Păi, fraților, în momentul când ești proprietar, normal că trebuie să și plătești impozitul pe teren, că n-o să, și eu îmi plătesc impozitul și pe casă și pe teren și fiecare din comuna Șoimuș își plătește ca un cetățean corect. Dacă nu e cetățean de onoare. Acum, da, dacă nu e cetățean de onoare. Acum, ce să vă zic? Unii zic, păi bun, și acum noi plătim mai mult impozit. Păi și ai teren mai mult, că tu ți l-ai cerut înapoi. Poți să nu ți-l ceri, lași la dispoziția comisiei locale și rămâne a primăriei comunei Șoimuș. Nu e neapărat să-ți revendici terenul. Nu te obligă nimeni. Din contră, noi ne bucurăm că terenul care oamenii nu-l folosesc, 100% să găsim o altă direcție pentru el să fie folosit. Ori o să fie concesionat pentru fermieri, ori o să vină firme care o să dezvolte ceva în zonă. În momentul ăsta... Aveți și astfel de cazuri? Avem cazuri care nu mai vor terenul, da. Serios? Da. Nu mai vor. Mai ales cel care e lăsat pe dealuri sau s-a împădurit sau... Nu-i mai interesează de teren, spune. Păi de ce? E chiar așa de mult impozitul? Nu-i mult. Ce să ceva vă ce spun? Tău, da. Mi se pare. Pe lângă că e mic impozitul, dar eu le-am și spus și ceea ce spun și mă țin de cuvânt, anul viitor, după ce terminăm partea de întăbulare gratuită, o să scad cu 50% impozitele pe terenul agricol. Că asta, acolo e cel mai mult teren care este nedeclarat. Pe mine mă interesează ca terenurile să aibă proprietari în comună. Vă permite legea să faceți lucrurile? Sigur că da. Păi cum să nu? Îți permite legea să modifici impozitul cum vrei. Ideea e că majoritatea îl cresc. Noi o să-l scădem. Pe terenul agricol o să-l scădem. Pentru că vreau, în primul rând, să ajut oamenii din satele mai îndepărtate, pentru că trăiesc din agricultură și e mai greu să-și plătească impozitele și atunci, scăzându-le impozitul automat, își plătesc impozitul că au de unde să-l plătească și venim și noi în întâmpinarea lor cu un sprijin și să ajutăm pe cei care fac agricultură, că de asta vrem, suntem totuși la țară. Correct. Acum avem câteva sate care suntem mai aproape de Deva, dar majoritatea trăiesc din agricultură și atunci trebuie sprijiniți. Referitor la întăbularea gratuită, merge foarte bine în momentul de față, adică eu sunt mulțumit cum merg lucrurile. Mă așteptam să meargă mai greu pentru că oamenii nu sunt atât de... nu au fost la început foarte receptivi. Uh-huh.
dar încet, încet și-au revenit. Bine, au fost și influențați, fiind și campanie electorală, spuneau, a, asta e doar pentru campanie. Terorul e un program național. Un program național, dar sunt doar câteva primării în județul Nedoara care beneficiază de programul ăsta. Lucrurile, cu cât intri mai repede în program, cu atât e mai bine. În același timp, în campanie electorală, eu am avut o... cum să spun eu... un proiect care l-am promis, digitalizarea primăriei. Ce înseamnă digitalizarea primăriei? După ce vom întăbula toate terenurile, orice cetățean din România sau din afara României, dacă vrea să știe o informație de terenul meu, dă click pe terenul respectiv, pe parcela respectivă, pe pagina primăriei. De terenul al cuiva sau de terenul său? De orice vorbesc teren. De orice teren din primărie, din comuna Șoimuș. O să fie toate, o să aibă contur, clar. Da. Și dacă îl interesează terenul ăla, că vrea să-l cumpere, că îi place lui să facă o investiție acolo, că pe clipul el să află toate informațiile, că ai plătit impozitul pe el, că nu-i plătit de 5 ani, că, dau exemplu de 5 ani, că nu se mai poate lucrul ăsta, că este în zonă bun pentru construit, adică este în intravilan, că este în intravilan, dar este zonă inundabilă și pericol, că este pericol de alunecare de teren, și o să aibă și numărul de telefon a proprietarului. Adică încercăm să venim în sprijinul oamenilor care vor să se mute în comuna Șoimuș și a celor care vor să... Adică vreau să fiu o transparență totală, pentru că eu n-am nimic de ascuns și cred că niciun din cetățenii din comuna Șoimuș n-au nimic de ascuns. Cum eram învățați înainte să știe doar 2-3 oameni din primărie, cel a cui este terenurile, la cine ori dat, pădurile de brad, pădurile de tei, pădurile de nu știu ce... Înțelegeri de astea pe sumasă, știi, dar nu spune la ăla că am luat dreptul de nu știu unde și l-am mutat și am dat pădurea de brad acolo, știi, lucruri care... Nu știu acum, dar e interesant. Nu vă spuneam dumneavoastră, ei se înțelegeau între ei, adică două, trei persoane acolo în interiorul primăriei făceau niște lucruri care acum, odată cu întăbularea gratuită, încep să se vadă. Și nu mai pot fi făcute. Și nu mai pot fi făcute și fiind transparență, nici nu mai vreau să fie vreodată lucruri de genul ăsta în primăria comunei Șoimuș. Da, doar pe asta înseamnă digitalizare sau și altele. Și altele, inclusiv partea de impozite și taxe. O să aibă acces la partea de impozite și taxe. Bine, acum și astăzi poți să-și plătească online prin ghișeu.ro. Noi suntem legați la ghișeu.ro, deci nu e nicio problemă. Ne gândim la varianta de a scoate și certificatele fiscale online. Ar fi interesant. Deci se lucrează la un program de digitalizare care eu cred că odată ce am terminat, noi eram încălciți foarte rău cu terenurile, cu proprietarii terenului, pentru că un teren era pe tata, unul era pe fiu, altul nicu, dar stăteau toți la același număr de casă. Și acum ei, odată cu întâmplarea gratuită, s-au decis. Terenurile toate rămân pe fiu. Nu mai rămân și pe bunicu și pe tata. Sau rămân numai pe tata. Sau ori găsit soluții ca să-și regleze conturile acum, știți? Că ca să le regleze altfel, îi costa bani. Și atunci, decât să scoată bani din buzunar, acum dacă tot se întâmplă lucrul ăsta gratuit, îl fac acum. Ceea ce nu e lucru rău. Și atunci și reglăm un pic lucrurile pe partea de proprietari și știm cum să lucrăm pe partea de informații către cetățenii. Că știți cum e? De exemplu, aveam roluri care acum trebuie să le curățăm. Rol înseamnă cum să vă spun, fiecare cetățean are un rol, un obiectiv unde e înscris numele lui, terenul și tot absolut ce are. O poziție. Era, de exemplu, pe același cetățean avea și... Asta e registru agricol sau unde? La taxe și impozite. Avea, de exemplu, și pe mașină avea un rol, pe teren avea alt rol, pe casă avea rol, ceea ce nu erau centralizate toate în același, că era vorba de același om. Da. Dar după aceea am înțeles mecheria că înainte se făceau niște lucruri care acum eu sper să nu se mai facă. Ca să poată da certificat fiscal, cum că nu erau împărțite rolurile, știți? Și zicea, păi las că-ți fac rol pe mașină și îți dau certificat fiscal curat. Lucrurile astea s-au schimbat. Acum dacă mai faci lucrul ăsta, poți să ai mari probleme.
Și atunci noi încercăm... Deci sunt valabile doar la noastră sau peste în toate primăriile din țara asta? S-a întâmplat lucrul ăsta cam în toate primăriile și ușor, ușor acum lucrurile se adună la... Deci ai impozit pe casă, pe teren, pe mașină, pe nu știu ce, când îți achizi tot, atunci iei când fiscalul. Îți achizi pe tot, atunci iei fiscalul, că așa e normal până la urmă. Da. Pentru că nu ești același om și normal e să ai impozitul plătit pe toate bunurile pe care ai, nu pe fiecare în parte. Rolurile alea sau terenul, de exemplu, cum vă spuneam, erau trei terenuri pe trei persoane diferite care locuiau la aceeași număr de casă. Da, când băgai numărul de casă, nu știai, venea și zice, păi eu am plătit impozitul, mie să-mi dai certificat fiscal. Păi da, dar nu l-ai plătit, dar pe terenul lui taică-to, știi? Sau erau din astea, sau trece-l pe fiul meu pe poziție, că terenul e pe mine, dar lasă-l pe fiul meu să plătească el, că el, lui o să-i rămână terenul. Sau lucruri din astea care nu erau normale. Acum noi muncim la treaba asta că vrem să le reglăm toate lucrurile astea și să intrăm într-o normalitate și o transparență pentru cetățeni. Unde dacă astăzi... Acum unii, unora nu o să le convină lucrul ăsta. Că... Știți cum e? Dacă vrem o... Toată lumea spune când mă duc pe stradă, vrem și noi să trăim ca dincolo, da? Vrem o țară ca afară, vrem să vedem că există transparență, vrem să vedem că lucrurile merg într-o direcție bună. Dacă vrem lucrurile alea, n-avem ce să ascundem. Eu n-am ce să ascund, cred că nici ei n-au ce să ascundă. Cei care făceau lucrurile pe sub masă trebuie să obișnuiască că în primăria Comunei Șuimuș nu se mai întâmplă lucrul ăsta. Am înțeles. Și nu o să se mai întâmple niciodată, cât voi fi o primar. Dar pentru ce aveți nevoie de cămine culturală? Pentru ce avem nevoie de... Păi o să treacă și pandemia acum. Doar nu credeți că o să țină toată viața pandemia asta. O să treacă la un moment dat, anul ăsta, anul viitor, și o să le fie folosite cum au fost folosite în anii trecuți. Adică o să fie petrece, zi onomastice, cununii. Am avut... Deci noi chiar am avut folosite căminele, știi? Perioada asta, dacă tot am văzut că e pandemie și nu le folosește nimeni, că era foarte greu, mai ales căminul de la Bejan, care l-am renovat anul trecut, era foarte greu de renovat, pentru că aveam evenimente în fiecare săptămână și nu puteam să renovez un cămin într-o săptămână, să-l zugrăvești, da. Să schimb gresie, am schimbat pe jos beciul tot, am pus gresie, am camerele frig, le-am pus la punct, am făcut parte de hidroizolații, deci ca să faci lucrul ăsta nu puteai când ai eveniment de eveniment. Și acum, dacă tot e pandemie, am prins momentul ăsta că îi pandemie și că nu îi voie să facă evenimente, am zis, haide să alocăm bani să le facem, că în momentul când o să înceapă evenimentele, nu o să mai putem să le reparăm. Și atunci, acum e perioada să le reparăm. Și le-am luat cămin cu cămin în toate satele din comună. Și le-am pus la punct. În momentul când lucrurile vor intra normal, oamenii au căminele puse la punct și le pot folosi la standarde europene. Mai avem câteva imagini, dar mie tocmai mi-a dispărut monitorul, nu știu dacă putem să le vedem aici pe noi. Îmi spuneți dacă că eu pot vorbi și da, să le ruleze regia în timp ce povestim și dacă le vedem le și explicăm fiecare ce este. V-am trimis câteva imagini cu podețe. Da. Avem cereri de la cetățeni pentru anumite podețe. De exemplu, legătura între Păuliș și Căinel. Acolo era o trecere prin vale. Toți cetățenii spuneau, toți, o parte care mi-au făcut cererea asta și sesizare, pot să-i spun, m-au rugat, domnul primar, nu putem face ceva, să mai tot trecem cu mașinile când face legătura între Căinel și aici este la pod la trei familii din Căinel. O să vă explic pe fiecare în parte. Și am demarat procedura cu podețele. Aici este tot la Căinel. Aici este la Păuliș, la Căinel. Deci, după care au fost alte trei familii care n-aveau acces deloc acasă, trebuia să-și lase mașinile pe stădrum și să vină la... Aici este legătura între Păuliș și Căinel. Să-și lase mașinile în stradă și vorba în drumul național ca să poată să meargă acasă. Sau și mergeau cu bagajele pe punte. Am zis, mai nu se poate, mai avem 3, 4, 5 podețe unde chiar sunt importante, haideți să le prindem în buget și să le dăm drumul la... Și le-am dat drumul la construcția lor. Da. Astea sunt construite, practic sunt construite de la zero, adică chiar de la zero, da. Nu sunt renovare, nu sunt... Da, nu sunt. Nu sunt finanțate de guvern, sunt finanțate de bugetul local. Am construit de la zero, am o parte nelezgată. Aici ai un zid de sprijin pentru... la Chișcădaga, cetățeanul respectiv ne-a lăsat să ne ducem cu drumul până lângă casă. Din ce cauză? Pentru că acolo am pus o stație de
repompare pentru canalizare într-un colț de, de drum și nu mai aveam acces. Și cetățeanul a zis, mai vă dau eu din terenul meu, dar vreau aici un zid de sprijin că îmi pleacă casa. Dacă voi veniți așa aproape cu drumul, trec cu mașina. Foarte da, și atunci am găsit o soluție de a rezolva problema și am făcut zidul ăla de sprijin și acum avem acces și către casele de mai sus. Adică comunicarea între noi și populație e deschidere totală. Încercăm să fim aproape unii de alții. Aici este lucrările de săpare, a fundației, a zidurilor de sprijin. A... Am înțeles. Mulțumesc, da. Regia. Nu știu dacă avem imagini și cu căminele culturale, dacă avem, le putem vedea. Da, am, cămine, anul ăsta am început căminul cultural de la Bălata și am finalizat căminul cultural de la Fornădie. Anul trecut am făcut căminul de la Bejan, căminul de la Sulighete. Deci, ușor, ușor, toate căminele din comune le punem la punct. La Șoimuș am reparat anul trecut, am renovat toată bucătăria, pentru că bucătăria era foarte veche, faianța era căzută de pe pereți, arăta într-un mare fel. Într-un mare fel, da. Și nu mai îl vedeam din punct de vedere sanitar să mai funcționeze așa și am zis trebuie neapărat să punem ca și investiție reparația bucătăriei. Bineînțeles că am mutilat-o nouă, adică n-am aici poze, aici e bucătăria de la Bălata și aici sunt poze cu geamurile termopan, dar cum să vă spun, utilarea bucătăriei va fi din nou altă. Urmează, da, e în timpul lucrărilor. Am înțeles. Na, asta am vrut. La Șoimuș am pus-o la punct din toate punctele de vedere, adică inclusiv mobilierul, am luat-o de inox, am pus tot nou să aibă bucătăria cetățenii la standarde europene, să nu mai fie discuții că fac mâncare pe o laviță, că lucru care... Pălaviță? Pălaviță, da, așa se cea noi. La bănci sau la... Pe bănci. Da. Adică, na, lucrurile trebuie să mergem într-o direcție bună și eu cred că lucrul ăsta se vede și Comuna Șoimuș încearcă și noi, ca administrație locală, încercăm să luăm idei de bune practici din altă parte și avem lângă noi o comună care s-a dezvoltat foarte bine și... în alt județ și de acolo luăm câteva idei și eu cred că ușor, ușor le punem în aplicare și la noi în județ. Nu mai avem ultim, maxim 5 minute, nu pot da. Să nu vă întreb. Noi astăzi primar liberal, președintele Consiliului Județean e președintele PSD Hunedoara, dar în același timp locuiește sau are o reședință într-un din satele comunei noastre, care a fost primar acolo la un moment dat. Cum e colaborarea cu... Da, eu n-am avut o colaborare rea cu niciun fel de om politic. Că este Laurențiu Nistor, că este Flavius Bobora, că este Mircea Moloț, că au fost președinții Consiliului Județean, că a fost Adi David, am discutat cu fiecare în interesul comunității din Șoimuș. Atât timp cât nu respectă interesul comunității din Șoimuș, 100% o să devin vocal. Atât timp cât respectă cetățenii din Șoimuș, o să-mi văd de treaba mea. Adică interesul unui primar este, din punctul meu de vedere, nu linia politică a lui și cum văd pe unii și aud că dacă nu ești cu mine, ești împotriva mea. Am și eu astfel de personaje în echipa mea cu care mă cert mai des și le explic că lucrurile nu funcționează așa într-o democrație normală, adică dacă omul este împotriva ta, de azi încolo nu-i mai dăm nimic. Nu-i mai servim, nu-i mai ajutăm, nu-i mai, când vin la primărie, le întoarce în spatele, nu. Atât timp cât este normal, nu-i normal. Atât timp cât este cetățean al comunei Șoimuș, trebuie tratat ca atare. Adică trebuie sprijinit, ajutat și cu tot ceea ce putem ca administrație locală să fim în ajutorul lui. Deci deocamdată nu sunteți vocal, da? Deocamdată nu sunt vocal atât timp cât sprijină comuna Șoimuș. În momentul de față avem o relație ok legată de administrația locală din Șoimuș. Bani de la Consiliul Județean am primit puțin, mai mulți ca restul colegilor mei liberali, mai mult un pic, dar banii respectivi o să-i folosim în asfaltarea drumurilor. Adică o să asfaltăm un drum care
domnul președinte ne-a tot solicitat să-l asfaltăm și o să-l asfaltăm. Să... Dacă tot ne-a dat banii, îl asfaltăm exact drumul care ne-a solicitat dânsul. Serios? Da. Foarte bine. Până la urmă e un drum al comunității, nu? Un drum al comunității și dacă tot au venit banii, ducem în direcția aia. Bun. Și cum mai merge Partidul Național Liberal? Că parcă erați și ceva prin birou... Da, sunt vicepreședinte, sunt președintele Ligii Aleșilor Locali. Partidul Național Liberal la nivel de județ funcționează bine. Suntem o echipă închegată, nu simt... Hai, serios? În momentul de față eu nu simt... Bună? Da, din punctul meu de vedere. Acum eu cred că colegii așa văd lucrurile, nu? Acum, da, normal, urmează alegeri, urmează alegeri în partid, la nivel de județ, la nivel local, sigur se vor crea niște animozități, că așa este normal în timpul alegerilor. Cei care vor prelua organizația, sigur vor face schimbări în interiorul birourilor, dar asta așa e în politică, știți cum e? Așa e un tenis, coleg da. De-al meu din Partidul Național Liberal spunea că dacă nu ești în stare să câștigi o bătălie în interiorul partidului, n-ai cum să câștigi o bătălie în exteriorul partidului. Așa că cei care vreau să intre în bătălia asta la alegerile din interiorul partidului trebuie să gândească la lucrul ăsta, că a spus un lucru adevărat. Eu vă spun de ce nu sunt de acord cu dumneavoastră, pentru că de data asta ați încercat să fiți mai finuți și eu nu sunt de acord. De ce? Păi, vă și motivez, spuneți-mi dacă greșesc. Știți că nu sunt membru al niciunui partid politic, dar urmăresc foarte atent lucrurile astea. La dumneavoastră, la Șemă, și aveți organizație. Aveți, că dacă mâine vreți să adunați 100 de oameni, adunați așa, fluierăm. Da, sunt comune sau orașe în care mă doare mintea, nu știu, îi poți număra pe degetele de la o mână sau nici măcar. Și nici aia nu mai sunt actualizați așa mai departe. Poate că e super pe unii colegi că spun lucrul ăsta, dar până la urmă trebuie spuse lucrurilor pe nume. Eu cred că în ultima perioadă la conducerea partidului au fost oameni care au pus interesele personale mai presus de interesele partidului. Ce vreți să spuneți cu asta? Așa cred eu, așa am văzut. Adică s-au gândit la funcțiile lor, la imaginea lor, la detaliile care sunt legate de ei și nu s-au gândit la construcția partidului de la rădăcini, adică organizați în toate comunele, în toate orașele, organizațiile bine puse la punct, unde sunt probleme trebuie rezolvate animozitățile, găsiți oameni buni care să colaboreze și să tragă în interesul partidului. Eu așa văd lucrurile, poate că le văd prost, dar în ultima perioadă lucrurile nu s-au prea întâmplat și nu s-au întâmplat de mult. Eu de când am venit în Partidul Național Liberal am simțit lucrul ăsta că sunt mai mult și nu numai că... Eu nu vreau să vorbesc de rău Partidul Național Liberal, să înțelegeți greșit. Nu, n-am înțeles lucrul ăsta. Dar hai să spunem lucrurile pe nume. Dar ar trebui totuși cine vrea să intre în bătălia asta și vrea să câștige alegerile în Partidul Național Liberal ca președinte, ar trebui să gândească că este important fiecare membru și fiecare organizație în parte. Fiecare organizație aduce un număr de voturi și foarte importantă. Și dacă nu o sprijinim, la următoarele alegeri dispare. Pentru că ce se întâmplă? Eu astăzi ca și intru în Partidul Național Liberal ca și membru, muncesc, trag, încerc să aduc voturi, încerc să convinc cât mai multă lume că ceea ce vrem noi, Partidul Național Liberal, este foarte bine și după alegeri nu mă mai salută nimeni. Aici. În secunda 2, eu nu mai am interes să muncesc pentru acest partid. Și la fel este și în Partidul Social Democrat și în orice partid. Atât timp cât nu avem grijă de membri sau nu au grijă de membrii lor și nu îi contactează, nu doar primarii. Că acum toți au învățat că trebuie să vorbim cu primarii, că ei taie, ei spânzură. Da, dar sunt numai 30 de primari și organizații sunt mult mai multe în județ. Și atunci trebuie discutat și cu cei care, așa greu cum lui, că sunt destui de mulți care... E foarte greu să ducă. De exemplu, unde sunt primar PSD, eu știu cum a fost la Șoimuș. A fost foarte greu să câștigi Șoimușul după și să demonstrezi că ceea ce vrei tu să faci e bine. La fel sunt organizații care după alegeri nu i-au mai contactat nimeni. Nu ne mai contactează pe noi primarii, nu mai vorbesc, că și pe noi ne cheamă destul de greu la ședințe cu multe, multe insistențe. Nu mai vorbim atunci de organizații. Cel care va
vrea să ocupe funcția de președinte a Partidului Național Liberal la nivel de județ, va trebui să gândească foarte serios că este nevoie de fiecare membru și este nevoie de a-i sprijini pe fiecare membru în parte și interesele personale ar trebui să fie pe locul 2. Ce le transmiteți pe final de emisiune celor care s-au uitat la noi în acest moment, având în vedere ceea ce ne-ați prezentat și alte aspecte? În primul rând, locuitorul din Comuna Șoimuș, vreau să le mulțumesc pentru încrederea pe care mi-au acordat-o de fiecare dată și să-i asigur că proiectele le vom finaliza așa cum am spus și că nu ne oprim. Nu ne oprim în dezvoltarea Comunei Șoimuș și cred că ați văzut că toate postările mele se finalizează sau când fac postările, ultima frază este dezvoltăm Comuna Șoimuș și nu pun lucrul ăsta fără niciun fel de scop. E un scop foarte bine definit în care vreau toți locuitorii din Comuna Șoimuș la un moment dat să fie mândri că fac parte din această comună și să aibă încredere că scopul nostru ca administrație locală nu este altul decât să dezvoltăm Comuna Șoimuș. Domnule primar, eu vă mulțumesc pentru prezența în emisiune, vă mai aștept și altă dată. Eu cu drag vin și vă spun că de fiecare dată o să vă aduc tot mai multe poze cu ceea ce chiar facem în Comuna Șoimuș. Chiar îmi doresc lucrul ăsta pentru că, deși suntem la fotoliu cu ghimpi, domnule, e o vorbă că cei frumoși și Dumnezeu îi place și unde n-ai ce să bagi de vină, nu baci, că n-ai cum, adică doar de dragul de... Nu suntem perfect, stați niște, că și noi mai greșim. Ăsta, stați niște, acum nu suntem perfectule. Știi, domn primar perfectul. Da, mai greșim și noi. Nu, dar erare humanum est și eu apreciez foarte mult când lucrurile merg într-o direcție bună. E adevărat că lucrurile astea, multe dintre ele, trebuiau să se întâmple cu ceva ani în urmă, dar când o iei de la zero, asta e. Eu mi-am dat seama că România putem să o schimbăm doar prin puterea faptelor și puterea exemplului. Altfel, nu o să reușim niciodată. Oamenii nu mai au încredere decât atunci când văd că se realizează anumite lucruri. Și eu cred că administrația locală acolo trebuie să gândească că altfel și cei de la guvernare și cei care conduc România trebuie să gândească că românii nu mai cred până nu văd. Nici eu. Mulțumesc pentru prezența în studio. Stimați telespectatorii, mie Mihai Gabriel, primarul Comunei Șoimuș, a fost invitat la fotoliul cu ghimb. Sunt Adrian Simon, vă mulțumesc tuturor pentru atenția acordată. Rămâneți în continuare alături de noi. Numai bine! Fotoliul cu ghimb. Fotoliul cu ghimb. Fotoliul cu ghimb. La fotoliul cu ghimb, câți kilometri de drum? Să se lege omul la ea, să-și o bage în casă și să nu fie portabilă. Ok, păi și atunci ce-i cu adresa? Cât a costat? Sunt Adrian Simon, Adrian Simon. Adrian Simon e numele meu, rămâneți în continuare cu Capital TV.